Urmează un calup de meciuri grele și primul este, bine, de fapt am mai spus-o că toate sunt grele, dar astea sunt niște meciuri mai speciale în contextul în care jucăm cu niște echipe de tradiție, cu niște echipe cu experiență, cu jucători cu experiență, cu niște orașe mari. Referitor la meciul cu FC Argeș, într-adevăr, jucăm cu o echipă foarte bună. O echipă care nu a mai pierdut de câteva etape, o echipă care deja au început să înscrie multe goluri, o echipă echilibrată, o echipă cu jucători, mulți jucători cu ștate vechi în Liga 1, cu un antrenor foarte bun, dar noi ne-am pregătit pentru acest meci, suntem pregătiți, îi cunoaștem foarte bine, i-am analizat și sper să facem o partidă foarte bună și să venim învingători. Terenul va fi un adversar sau va fi un avantaj pentru una dintre echipe sau va dezavantaja ambele echipe? Din punctul meu de vedere, dacă terenul va fi greu sau, să spunem, impracticabil, ceea ce mi-e greu să cred la momentul ăsta, într-adevăr va dezavantaja ambele echipe, pentru că sunt două echipe care joacă și noi și ei jucăm un fotbal bun, un fotbal spectaculos. Și avem nevoie și noi și ei avem nevoie de un teren bun. Și va fi o problemă dacă terenul nu se va prezenta în condiții foarte bune. Va fi și un meci nocturnă. Pentru noi, cred că e primul sezon ăsta. Da, este primul meci nocturnă pentru noi. Dar nu e nicio problemă, pentru că jucătorii noștri sunt obișnuiți, chiar și cei mici, mai ales cei care vin de la FCSB, ei au jucat meciuri nocturnă. Avem jucători care sunt la loturile naționale de junior și au jucat. Iar marea majoritate a jucătorilor noștri au jucat foarte multe meciuri în nocturnă. Ba, din contră, eu cred că este un plus, pentru că îți dă o altă plăcere, îți dă un alt ritm. Nocturna este plăcută, așa să spun. Eu spun și prin prisma carierei mele că meciurile jucate nocturne erau practic cele mai frumoase și îți dădeau altă implicare, alt aplomb aveai.